Bună, eu sunt Mati Stănică și astăzi voi face un Lego exploratorii, Lego City exploratorii din jungla alături de fratele meu, Andrei. Așa, deci, dimineața am făcut tot un Lego din această serie și dacă vreți să-l vedeți, trebuie să scrieți Mati Stănică, Lego exploratorii din junglă. Așa, prima oară vom începe cu omuleții. Așa, pomană. Primul omuleț și al doilea omuleț. Ăsta e primul, da? Aici ai o lupă miniatură. Așa. Așa, haide. Acum părul și o mână. Micuță, micuță. Aici e. Și frumos. Și al treilea omuleț. Așa, am pus pe toți deoparte. Acum, eu voi face o barcă. Și Andrei va face un copac. Lasă-mă. Pentru barcă voi avea nevoie de două piese de-astea și de două piese de-astea și ca să le pun așa. După, voi lua două de-astea și le voi pune așa. Până acum așa arată. Apoi voi lua o piesă de-asta și o voi pune aici. Și o piesă de-asta cu o bulinuță. O voi pune aici, vedeți? Și voi lua un grătar pe care îl voi așeza aici. Momentan așa arată. Apoi voi lua o piesă din asta pe care o voi pune aici. După două de-astea de trei pe care le voi pune aici. Până acum așa trebuie să lasă să termin. Voi lua două de-astea și le pun aici. O de-asta cu partea mai cu partea asta lucioasă și le voi pune așa. Voi lua și tot la fel cu o parte lucioasă și de piese de-astea. Până acum așa trebuie să arate. Așa. Acum trebuie să fac motoarele. Pentru motor avem nevoie de două de-astea. De două elici. De două bulinuțe de-astea pe care le voi pune așa. Aici sunt. Așa. După voi lua două beculețe, unul roșu
și unul verde. Așa. Voi lua două d-astea pe care le voi așeza așa. E o barcă cu motor. Așa, acum două d-astea negre tot cu punct pe care le voi pune așa. Voi lua semnul ăsta cu leopard, insignă cu leopard, și o voi pune așa. După un cârlig cu o pătrățică aici, o voi pune aici. Și ideea am să pun un ghidon. Voi pune un scaunel așa aici. Și după o cutiuță și un căpăcel. Am pus capacul la cutiuță și așa e. Și el voi l-am așezat aici. Așa arată barca. Mai întâi voi lua o placă verde. După așa arată în momentul de față. După voi folosi o piesă de asta verde și o voi pune aici. Așa. Nu ai nevoie de asta. Voi folosi o trei frunze de astea. Trei frunze de astea și le voi pune aici. După voi așa arată în momentul de față. După voi pune două de astea. Una aici și una aici și una și una aici. Și una aici. După voi pune o de asta cu așa. Voi prinde de așa. Voi folosi două de astea. Una așa. Într-o parte. Și una în cealaltă parte. Așa. Două de astea. Le unesc. Și le bag și aici, în spate, vezi? Vedeți? E un loc aici, gol. După, vă pune cercul ăsta maro, un fel de buturugă. Îl voi pune aici. Așa arată. După, voi lua... Nu, stai, ai greșit puțin. E invers, ăsta aici și ăsta așa. Pune buturuga. Așa, am pus buturuga asta. Piesele astea două sunt maro închis, nu sunt negre. Le voi pune una aici și una aici, în formă de L. După voi folosi... Acest cârlig maro. Vedeți, are cârligul așa. Are așa jos, așa. Și piesa asta la altă are cârligul invers. Vedeți? Asta o voi pune aici, cârligul maro aici și cârligul negru aici. Stați puțin că se pune mai greu. Așa. Stai așa. După aceste liane,
Le voi pune aici, la piesa asta. La câliul maro. După șarpele, îl voi pune aici, de câliul negru. Se pune mai greu. Dă-mi-e, dă-mi-e. Așa, uitați așa. Acum voi lua această frunză și o voi pune aici. Și aceste trei frunzulițe le voi pune aici. Aici, vedeți? Și după voi pune grătarul pe aici. Și bănuții. E o ascunzătoare de bani. E o ascunzătoare de bani. Trebuie să fie 5 bănuți. Și îi bag aici. Și așa. Și așa arată setul nostru. Cu omuleți. Dacă v-a plăcut, dați-ne like. Așa. La revedere!